Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să fac topul produselor sub 50 de lei. Am ales câteva produse care se încadrează în această sumă. Sunt drăguțe, le folosesc și vi le recomand și vouă. Primul produs este acest make-up kit de la Ruby Rose. Așa arată, el se închide cu un magnet. Aici avem o oglindă și avem culori de farduri, două blașuri și aici mai avem blașuri, iluminatoare, iarăși farduri și aici avem aplicator. Ce să vă spun, îmi place foarte mult, a costat 30 de lei sau 33, mă rog, pe acolo. Folosesc blașurile foarte mult, după cum vedeți aici în mata fotogăurică și mai folosesc și din farduri. E foarte ok și vă recomand și vouă dacă o găsiți. Da, e foarte compactă și ușor de luat în călătorii. Fondul de ten este acesta de la Rimmel London Stay Matte. Îl știți pentru că vi l-am arătat în favorite. Nuanța sa este o Ivory, mai am destul de puțin din el și o să-l termin. Nu știu dacă o să-l recumpăr, dar a fost foarte bun. A costat 25 de lei sau pe acolo, oricum peste 20 de lei. E bun și vi-l recomand. O pensulă care la fel probabil ați văzut-o în favorite sau... Nu știu, dar știu că v-am arătat odată. Este aceasta de la Avon, de blush. Este așa unghiulară. Are niște peri foarte fini și se încadrează perfect în această zonă. Și pentru contouring și pentru blush. Am dat pe ea 23 sau 25. Nu mai știu. Dar oricum peste 20. E ok, vă recomand. Preț accesibil, își face treaba și e super moale. Un rimel de la Evelyn Cosmetics și pe acesta vi l-am arătat. Nuanța sa este Deep Black. Big Volume Lash. Are așa o peniță în formă de brăduleț. E foarte eficient, îl port zilnic, chiar și astăzi, în două straturi, maxim 3, dar nu tot timpul folosesc 3 straturi. Aplic 3 straturi. Costă 25 de lei și vi-l recomand, mai am puțin din el. Și ultimul produs este un parfum de la Today. Today, Tomorrow, Always, dar mă rog, e Today. Clasic, are 30 de... Ba nu, 50 de mililitri. Miroase nu foarte bine, nu știu să vă spun ce conține, habar n-am, dar e parfumul meu preferat. După cum vedeți, am consumat jumătate din el. Și sunt la a doua sticuluță de acest gen. Îmi place super mult, vă recomand și a costat în jur de 60, nu 60, 50 fix, dar îl găsiți și la 60-65, depinde de ofertă, dar știu că am dat 50 pe el. Dacă nu mă înșel, dacă trece peste asta e... Depinde de oferta pe care o găsiți în catalog. Da, acestea sunt cele 5 produse sub 50 de lei. Cu excepția acestuia care nu știu exact cam cât costă, dar eu tind să cred că am dat pe el 50 de lei. Sper să nu mă înșel. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă da, vă rog să-mi dați un like, să vă abonați și ne revedem la următorul clip care va fi cu... chestiile pe care eu le urăsc în această viață. Vă pup și ne revedem data viitoare. Pa, pa!